Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, vă salut și vă spun bine ați revenit în Piața Victoriei aici la Europa FM. Dacă e marți așa cum v-am obișnuit, vorbim despre educație, iar astăzi vă propun o discuție cu și despre cei mai dedicați și performanți profesori pe care avem în școlile din România. Sigur, nu e, nu e foarte simplu să dăm o definiție performanței didactice, așa este. Dacă e să ne luăm după instrumentele de evaluare pe care învățământul românesc le are la, la dispoziție, sigur că ne vom reaminti de grade didactice, de note la, la titularizare, de gradațiile de merit. De câțiva ani însă pot fi observate eforturile unor instituții și organizații de a evidenția pe acei profesori care reușesc să inspire, să motiveze și să redea în în această categorie profesională, oferindu-le ceea ce nu a reușit, probabil, nicio gradație de merită de pe lumea asta, recunoașterea publică. Pentru a obține acest statut e nevoie de ceva mai mult decât e nevoie de mai mult decât de colecționarea unor hârtii, a unor certificate de participare la și evenimente, de adeverințe de tot felul. Este vorba de pasiune, de implicare, de suflet pus alături de alături de copii. Și uite, astăzi aș vrea să vă dau un exemplu de astfel de organizație, Fundația Romanian Business Leaders, sunt cei care au dezvoltat proiectul Merito și îl avem suntem alături de noi astăzi pe Cosmin Chiriță, cel care a pus bazele acestui proiect. Te Salut Cosmin și îți mulțumesc tare mult că ai reușit să fii alături de noi. Bună seara și mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm să povestim în Piața Victoriei despre cauza noastră pentru profesorii valoroși. Și uh, îi avem de asemenea uh, alături de noi pe doi dintre profesorii uh, laureați uh, a egalei uh, din acest an, pe care uh, rămâneți alături de noi și veți descoperi în minutele următoare pentru că au niște povești absolut fascinante. Până acolo, însă, Cosmin, aș vrea să te rog și să dăm startul acestei discuții. Uh, prin, prin a te ruga să ne povestești cum a, cum a luat naștere ideea asta de a face o gală Merito și care au fost obiectivele pe care le-ați avut în minte de la bun început? Mulțumesc pentru întrebare. E un punct de început esențial în cauza noastră de a recredibiliza meseria de profesor în România și ușor-ușor a o, a o transforma pe termen lung. E de menționat că nu eu am pus porpuzit, bazele proiectului, ci m-am alăturat în a-l gestiona așa în viața de zi cu zi. La început Început în 2015, Moriu Catalpeș este cea care a inițiat proiectul. Și care îl și conduce în ziua de azi și a apărut drept o cauză de a recredibiliza meseria de profesor, așa cum spuneam, din nevoia de exemple pozitive de profesori în publicul larg. La momentul respectiv, media era destul de inundată de știri negative din educație, din școală despre profesori și lipseau cumva acele modele pozitive care existau și există în continuare, dar pe care e nevoie să le scoatem mai mult. În față. Și așa a apărut ideea unei gale în care să premiem uh, genul acesta de profesor Valoros și astfel de exemple și de modele care să ne dea încredere în meseria de profesori și care să ne arate că ok, în ciuda uh, vitregiilor din sistem, totuși avem motive de speranță și încredere, și avem acei oameni cu care să construim și să schimbăm lucrurile alea pe care le dorim schimbate în sistem. Și așa a apărut gala am început să premiem 10 profesori pe an și am tot crescut, am tot crescut. Dar ce e de menționat e că gala nu este un, cum să zic, un punct finit, ci e de fapt începutul relației noastre cu profesorii laureați, pe care ușor, ușor îi strângem într-o comunitate și în care investim continuu atât pentru dezvoltarea comunității, închegarea ei, dar și pentru dezvoltarea profesorilor din această comunitate, ca ei să-și ducă practicile mai departe către alții profesori. Că veni vorba de practicile astea, să știi că eram curios care sunt criteriile prin care uh, îi găsiți, îi selectați pe acești profesori foarte valoroși și aici trebuie să vă fac o mărturisire. Uh, știți foarte bine, sunt și eu profesor, predau istoria de vreo 18 ani și fără să vreau, probabil am rămas încă prins de paradigma aia în care acolo și când trebuie să demonstrez performanțele mele didactice la clasă, trebuie să fac un dosar mare, 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 cu tot soiul de hârtii, de adeverințe și nu vă ascund că în ăștia 18 ani a trebuit să fac și eu niște dosare. Recunosc că ale mele au fost ca în sub pentru că nu am, nu reușesc, nu se lipesc hârtiile de mine deloc. Ori le uit, ori nu le iau, ori nu mi le dă nimeni, adică... Și uh, voiam să te întreb, cum... Cum reușești să-i să selectezi pe profesorii premiați la Merito? În primul rând, la noi nu e cu dosar, nu avem nici dosar, nu avem nici șină. M am liniștit. Sistemul nostru este pe bază de recomandări. Primim recomandări din publicul larg, adică oricine poate face recomandări pe site-ul nostru merito.ro iar apoi intră în procesul nostru de selecție care durează aproximativ un an de zile cu tot, însemnând documentare online, răscolim internetul despre acești profesori recomandați, validare în teritoriu, Adică ne întoarcem la rețeaua de oameni de business care stau la baza proiectului în Fundația Rebele și căutăm cât mai multe informații despre ce fac acești profesori la clasă, dar mai mult decât atât și în afara ei. Adică, pe lângă criteriul de a fi profesioniști, dedicați, uh, pasionați la clasă și în ceea ce fac cu copiii în timpul orelor, să le deschidă orizonturile învățării și să le cultive pasiunea pentru școală, ne uităm și la ce fac în afara clasei, cât de mult uh, sunt implicați în activități extracurriculare, în ce măsură schimbă viața comunității în care activează, uh, în ce măsură își duc aceste practici către profesori, cum ziceam mai devreme, adică uh, îi ajută și și pe alți profesori să-și îmbunătățească metodele de predare. Și, în esență, selecția este făcută de către un juriu format din oameni de business, din echipa Merito și din Romanian Business Leaders, tocmai ca să ne asigurăm că profesorii pe care îi primim, fiind o inițiativă exclusiv privată, pun dăruire, un pic de magie, har în meseria lor, și și fac acel pas în plus pentru meserie și pentru acele schimbări în educație de care avem cu toții nevoie. Deci e un proces mai complex în care nu avem așa pe note ca la dosar, aia valorează 3 puncte, aia 5 puncte, cât mai degrabă niște profiluri și criterii pe care le avem în vedere să ne asigurăm că există și practica acea educație de calitate pe care o urmărim. M-aș bucura tare mult să te asculte și cei care decid regulamentele și metodologiile de acordare a calificativelor în învățământul nostru. Eu vă mărturisesc că am, am o alergie așa la toate foile alea, la toate fișele de autoevaluare în care trebuie să bifezi. Nu știu dacă ați sesizat, la sfârșitul fiecărui an școlar, profesorii trebuie să completeze o fișă de genul. Și toți suntem perfecți la sfârșit, știi? Când ne autoevaluăm, bifăm la toate că am fost minunați, extraordinari, grozavi și nu văd pe nicăieri măcar un paragraf în care să spună cum am scris eu la un moment dat la observații. Am zis, nu simt că am făcut tot ce trebuie anul ăsta și, doamna director, din anul respectiv a rămas blocat. De ce ai scris așa ceva? M-aș bucura ca metoda asta prin care apreciați și evaluați profesorii să se inspire și pe cei care gândesc metodologiile de, de evaluare ale profesorilor, pentru că avem nevoie de genul ăsta de, de criterii. De altminter, mi se pare că noi în învățământ ne-am cam blocat, ne-am împiedicat de, de hârtii și de regulamente care nu mai arată nimic din, iată, spiritul unui profesor dedicat. Uh, aș vrea să uh, aș vrea să mergem mai departe și dragi prieteni, să i, să -i cunoașteți pe doi dintre profesorii uh, uh, laureați merito din uh, din acest an și îi spun bun venit mai întâi doamnei Elisabeta Niță. Bună ziua, doamnă și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să fiți alături de noi astăzi. Bună ziua, mulțumesc mult de tot Așa, pentru invitație. Uh, să știți că uh, să știți de fapt că uh, mi-ai spus înainte de emisiune că pot să-ți spun Betty și uh, te rog să mi dai voie să fac asta pentru că uh, ți-am citit povestea și m-a impresionat foarte mult. Uh, Betty este doamna profesoară Niță, Beti, da, este profesoară de matematică și activează într-un proiect foarte interesant numit Școala de Spital. Și uh, am căutat mai multe despre proiectul ăsta, am vrut să aflu mai multe și am descoperit că uh, practic tu lucrezi cu uh, copiii de la Spitalul Funden, de la, uh, Spital, de la Institutul Oncologic și uh, pentru o secundă, pentru mine a fost așa o, un moment în care am, am respirat adânc și uh, toate momentele în care m-am mai plâns eu că nu reușesc nu știu ce chestii la clasă, în momentul ăla au dispărut pentru că mi-am dat seama că ceea ce faci tu este cu adevărat muncă didactică și maniera în care tu ai reușit să-i să să-i ajuți pe copiii respectiv să se apropie de o disciplină, pentru cei mai mulți dintre noi, să mă iertați, eu sunt absolvent de socio-umane, o disciplină aparentaridă, mi se pare excepțional. Aș vrea să te rog să ne povestești cum, cum ai luat decizia și cum care este contextul în care ai ajuns să lucrezi cu acești copii. Decizia cumva a venit ea către mine. Vorbesc de munca mea cu copiii cu afecțiune oncologică ca pregătire, o să spun câteva cuvinte despre mine. Am făcut prima dată facultatea de matematică, am muncit foarte mult în, da, și în învățământ, am predat la un liceu de surzi, în privat, am continuat cu, cu, partea de terapie și când am vrut neapărat, neapărat să lucrez într-un ONG, să ajut copiii, a apărut această oportunitate, dar n-am știut că, într-adevăr, vreau neapărat să lucrez cu copiii cu afecțiune oncologică, dar când am intrat în secția, era un proiect, școala de spital, atunci era un proiect dezvoltat de un ONG. Și cum am intrat în secție și m-am întâlnit cu doi copii, mi-am dat seama, da, asta trebuie să fac. Deci, cumva, copiii au venit la mine. Și partea oncologică, da, tot ea a venit către mine. Deci am simțit că locul acela este pentru mine. Și văzând cum se desfășoară spitalizarea unui copil, și ținând cont că e dreptul la educația unui copil, nu contează, da, ce trăiește acel copil, am fost hotărâtă și sunt hotărâtă și acum, da, să muncesc și să-mi dedic așa tot timpul. Sau aproape tot timpul să fac asta. Pentru că, într-adevăr, ca să aduci o calitate, și am proprietatea aceasta termenului, o calitate a vieții în, într-o familie, este clar să fii, să lucrezi și să predai partea de matematică cu copilul, dar munca cu copilul în școala de spital nu presupune doar ora aceea da, de educație și să-și însușească el cunoștințele legate de matematică, ci mult mai mult. Adică, în primul rând, să fie componenta aceea emoțională, după care vin și cunoștințele. Și să fie lucrul în echipă și lucrul în echipă nu numai cu cei care sunt din echipa de educație, dar și cu echipa adică de acasă, cu cei din familie. Ce program, ce program are, așa în mod obișnuit, un, un copil care se află într-o astfel de situație? Câte ore studiază, sau câte ore are în, în curiculum, câți profesorii predau, cam câți elevi aveți dumneavoastră? Forma de organizare, cumva, în momentul de față, este doar pe, pentru București, vorbesc ca școală formală, adică și ține cumva, ca partea administrativă, de liceu tehnologic, adică de un liceu special ministru care este acum, domnul ministru, ne-a ajutat foarte mult în a face posibilă școala formală, școala de spital să devină școală formală și să lucreze, din câte știu foarte, foarte mult, ca să devină o structură separată, că de fapt cumva cam asta ar fi nevoie la nivel național, să fie o structură separată și să lucreze mult pe aspectele acestea, nu știu să spun detaliile, dar se lucrează. Programul este după amiază. Dimineața, în general, sunt. E partea medicală care predomină și orele cumva nu se pot susține. Dimineața, ele sunt după amiază, dar e nevoie de flexibilitate mai mult decât ne putem închipui ca să putem să lucrăm cu acești copii. Adică, nu merge cumva ceva de genul la ora două am, și e nevoie să lucrez cu un copil de clasa 5 -a. El poate atunci este la o cură de citostatice sau este după o cură și nu este bine. Din momentul acela să nu am ideea, asta aș vrea să insis cumva, să nu am ideea că e ca o oră de la clasă. Deci dacă eu îl văd că el nu fizic nu este bine, nu înseamnă că nu continui ora de matematică. trebuie acea Flexibilitate, înțelepciune, îmi trebuie să o empatie, îmi trebuie foarte, foarte multe calități, da, să mă accesez eu, să nu fiu copleșită de starea lui și totuși să am o intervenție emoțională și după aceea legată de, de educație. Mm -mm. Și aș putea să dau un exemplu. Vă rog. Da, Dacă, nu știu, e cineva, îmi vine în minte acum un adolescent de clasa 7, îi era rău și vreau să-i spun un pic de da de ma lui Pitagora. Și totuși era rău. Și am zis, uite, nu scriem, că oricum nu putea să scrie, dar poți să mă ascult câteva minute și eventual, da, m-am plecat, că te apleci și stai către lapat și cumva pe forma aceea senzorială, arătându-i pe, da, făcându-i triunghiul dreptunghic pe mână, da, uite, ăsta e un triunghi dreptunghic, și cam ce presupune teorema lui Pitagora. Și atunci câteva minute i-am captat atenția și am înțeles cum e cu teorema lui Pitagora. Deci asta poate să fie un exemplu de intervenție. Și am vrut să insist un pic. Cosmin, sigur are Marcel, și de fapt Betty, e că e important ca ascultătorii să perceapă sistemul că de fapt nu se strâng toți copiii de spital într-o clasă unde fac școală, ci lucrul este individualizat și personalizat. Adică, propriu zis, Betty merge din salon în salon și lucrează cu câte unu, doi copii, personalizat pe nivelul lui în funcție de nivelul lui și așa mai departe. Deci nu e o chestie ca, ca și cum ai lucra cu o clasă de 10-20 de copii, ci extrem de individualizat pe nivelul la care se află copilul în punctul ăla, fie că vorbim de clasa 5-a, clasa 8-a sau clasa 12-a, de la preadolescenți și până la adolescenți. Da, mulțumesc de ajutor. Da, să știți că mă gândeam acum ascultând-o pe Betty și mă întreb și recunosc că nu știu dacă sistemul ăsta de a lucra cu copii aflați în, în situații medicale deosebite este unul, nu știu, general, generalizat la noi în țară, dacă lucrurile astea se întâmplă peste tot sau este vorba doar de un caz fericit în care am găsit, iată, un profesor sau poate mai mulți profesori pasionați care au răbdarea și tactul Necesar de a lucra uh, cu acești copii uh, Pentru că de cele mai multe ori Vă spun cum se văd lucrurile De partea asta alta baricadei În, în școlile tradiționale uh, Cred de cele mai multe ori Acești copii sunt doar Niște nume într-un catalog uh, Unde sunt puse absențe Se mai motivează absențele și cam atât Și stau să mă gândesc acum Dacă școala tradițională a întrebat Vreodată de adevăratele Ce se întâmplă cu copiii ăștia Cine se ocupă de educația lor? Pentru că, foarte bine, spuneam un pic mai devreme, și iau au dreptul la educație. Cum, cum facem noi să-l oferim? Sigur, este, este minunat că avem profesori dedicați care, iată, reușesc să se apropie de copii în felul acesta, dar mă gândesc că ar trebui lucrurile astea să fie gândite sub forma unei politici educaționale, ca lucrurile astea să se întâmple în mod firesc, la nivel de sistem toți copiii aflați în această, în această situație. Citam de, de, pildă relativ recent, pentru că mai sunt, mai sunt spitale oncologice în țară, sunt unii săraci care stau cu lunile acolo și nu întreabă nimeni de ei. Ar, ar fi ideal ca modelul pe care tu îl oferi, Beti, tu și colegii tăi, să, nu știu, să ajungă mai departe și să reușim să construim un sistem prin care să-i ajutăm pe, pe acești copii. Nu, dar sunt convinsă că se va întâmpla, pentru că se lucrează la asta, ni s-a și cerut părerea, adică este doamna secretar general de acolo și ea lucra foarte mult la asta, adică eu am convingerea că, da, se va întâmpla, asta la este nivel un, național. Mă bucur tare mult. Aș mai avea o, o, o curiozitate și cumva tot ca profesor, care sunt, care ai simțit tu cumva că sunt cele mai mari provocări pe care le-ai întâmpinat din momentul în care ai început genul ăsta de activitate didactică? Mie, da, n-aș vrea să le clasific. Prin faptul că te duci și te întâlnești cu un copil cu afecțiune oncologică și cu părintele, e o provocare. N-aș împărți mare provocare, mică provocare, nu. Mereu e o provocare și mereu e altceva. În momentul în care ajungi să le să spui că e mică sau mare, hmm e nevoie să faci terapie, cred. Cum gestionați relația cu părinții? Iar vorbesc cumva din perspectiva profesului tradițional care chiar nu are niciun motiv să se plângă. Deși și noi mai găsim câteodată și spunem noi așa cu un mare of-of, uite domnule, am găsit niște părinți cu care nu mă înțeleg și au tot felul de așteptări și tot felul de lucruri și așa dintr-o dată ascultându-ți povestea îmi dau seama că de fapt eu nu, eu nu am nicio problemă, noi chiar nu avem probleme, avem, poate problemele sunt la noi și se țin cumva mai degrabă de comunicare și de, de tactul cu care gestionăm relația cu părinții. Cum, cum reușești tu să o faci? De asta insistam pe informația ca intervenția să fie psihoeducațională. Atunci când lucrez cu copilul, da, pe patul de spital, de foarte, foarte multe ori e și părintele alături. Și extraordinar că e alături. De multe ori îl și implicăm. Și așa cumva învață să lucreze și, și eu insist mult să lucrez pe relația copil-părinte. Pentru că e vorba nu numai de educație, dar e vorba de aspectul acesta oncologic. Și impactul bolii, da, e un impact major în viața de familie și asupra relației. Și când ne legăm de teorema lui Pitagora, implicăm și părintele, da? Sau dacă vorbim de numerele întregi și nu-și amintește părintele sau se miră părintele că nu știe copilul, îi spune, păi uite, că nici părintele nu-și amintește, ia să mai stăm noi acum toți împreună și să ne amintim. Și cumva, da, din educație lucrăm și pe relație sau invers. Da? E o echivalență. Da. Uh... Da, îți spuneam mai devreme, mi-aș dori ca modelul de profesor, modelul didactic pe care îl tu să ajungă la cât mai mulți dintre colegii noștri, măcar pentru simplu fapt să ne dăm seama cât de ușor putem să facem noi lucrurile și de, de cât de puțin e nevoie să, să avem o relație firească, normală, cu copiii, cu părinții, pentru că, iată, sunt situații poate mult mai delicate decât cele cu care ne confruntăm noi în fiecare zi. Dragi prieteni, aș vrea să-l cunoașteți și uh, pe cel de-al doilea profesor pe care l-am invitat astăzi alături de noi, domnul profesor David Pirneci, profesor de istorie și educație socială la școala din comuna Sohatu, județul Călărași. Uh, o să te rog să-mi dai voie să spun, David, și cu atât mai mult cu cât, iată, citindu-ți povestea, am văzut că suntem, practic, 100 colegi de istorie, da? Amândoi, predăm, amândoi suntem profesori de istorie și m-am încântat asta foarte tare. Și mi a mai dat seama că mai avem, mai avem ceva în comun. Amândoi ne-am început cariera în mediul rural, așa că știu foarte bine, înțeleg foarte bine perioada asta în care tu crești ca profesor. Mă bucur, mă bucur că am ocazia să-ți aflu povestea și iată să o dăm mai departe, pentru că discuțiile astea despre învățământul rural și despre ce se întâmplă acolo și despre profesori, observați, în ultima vreme ac a acaparat așa spațiu public și am simțit întotdeauna că e cumva, nu știu, poate nedrept felul în care ne raportăm la colegii noștri din mediul rural, pentru că am avut ocazia să cunosc, cel puțin în perioada asta a pandemiei, foarte multe exemple de, de, oameni excepționali din mediul rural care au făcut lucruri extraordinare alături de copii. Poate chiar mai mult decât noi la oraș, ca să o spun cu toată onestitatea. Într-o perioadă în care toți ne dădeam cu capul de pereți cum să introducem tehnologia la clasă și să învățăm nu știu ce platforme, aflam că, iată, prin școli din mediul rural, colegii noștri deja se mobilizaseră, au făcut rost de nu știu ce platformă, au învățat în câteva zile, excepțional. Și poate că ăsta este un moment să reevaluăm uh, felul în care ne raportăm la, la școlile uh, din mediul rural. Uh, David, aș vrea să-mi spui uh, cum care e traseul tău, cum ai ajuns tu într-o școală, în, în, iată, în, în școala sohatul din județul Călăraș. Eu sunt un caz atipic al învățământului din uh, România. Mie nu mi-a plăcut deloc școala uh, când eram elev. Ba chiar am fost traumatizat de diriginta mea. În clasa a dumnea ei m-a scos în fața clasei. Eu uitasem să predau cartea la bibliotecă de vreo două săptămâni și mi-a zis că eu sunt total incapabil, n-am ce să fac o carte. Nu trebuie să vă spun faptul că am avut fobii față de cărți. De fapt, singurele cărți pe care le citesc sunt de istorie, că sunt extrem de pasionat. Așadar, un elev poate fi afectat în sens negativ sau în sens pozitiv de un profesor. Ei bine, în momentul în care eu mi-am dat seama că trebuie să urmesc cariera didactică, nu am luat bacalaureatul. N-am luat bacalaureatul de prima dată, am, -am crezut total incompetent, n-am avut încredere în sine, am avut stări depresive și câteodată mai am și coșmaruri. Eu am picat bacalaureatul la matematică, dacă o aveam pe, coleg, pe colega mea, Betty, luam din prima, doar că nu o am cunoscut -o atunci. Și după ce am dat de șase ori bacalaureatul, viața mea s-a schimbat. Am înțeles în sfârșit relevanța educației. A educa nu înseamnă doar să livrezi conținut, ci să dezvolți competențe. În primul rând, acest premiu, acest premiu oferit de, de merito, nu l-am obținut eu, ci elevii mei. Și să îți spun de ce era o elevă care tot timpul îmi spunea domn profesor, la ce credeți că m-aș pricepe eu și așa mai departe, îmi cera sfat și la un moment dat am derulat un proiect proiectul se numește Copii explică istoria în care ea le preda celorlalți colegi istorie și și-a dat seama că ea se pricepe foarte bine la actorie, a fi un actor am un alt elev care se pricepe la editat și împreună o să facem vloguri educaționale Așadar, din punctul meu de vedere, un profesor este un pedagog, nu un livrator de conținut. Și după ce am observat faptul că a fi profesor înseamnă a dezvolta pe ceilalți, eu sunt un ghid, nu sunt un profesor, ci pot spune că sunt un pedagog. Și am ales să predau în mediul rural. Uh, uh, urmând o altă organizație tot pe educație, care m-a dezvoltat și mi-a oferit pârghile necesare pentru relaționarea cu elevii. Observ faptul că sunt foarte multe cunoștințe care îi îngreunează pe elevi și o le fac totul să pară extrem de ușor. Și ei mă consideră fix ca unul dintre ei. În momentul în care au aflat faptul că eu am câștigat, că am primit acest premiu, mi-a făcut tot felul de surprize. Îmi spun, domnul Merito și așa mai departe, mister Merito și așa mai departe. Domnul Merită. Uh, și am făcut asta pentru că eu consider Marcel, faptul că educația trebuie să ofere cinci mari principii. În primul rând, autocunoașterea elevilor. Mizez foarte mult pe jocuri de autocunoaștere, muncă în echipă Uh, ei, Chiar dacă la început, după cum știi și tu, predând de mediul rural, Ei spuneam, eu nu pot să lucrez cu Gigel, că mămica nu se înțelege cu Gigel dar Îmi sună foarte cunoscut să știi uh, Bine, am dat un exemplu acum, te rog Gigel să nu vin la mine mâine Ok. Uh, dar acum ei lucrează în echipă Ei totdeauna îmi spun, domnul, dar acum noi de ce să mai lucrăm individual? Mie îmi place să lucrez cu Fănel și așa mai departe și uh, pilonul numărul 3, noi dezvoltăm competențe, literație, gândire critică. În cadrul lecțiilor de istorie nu înseamnă a livra conținut, ci să te joci cu acel conținut, să adresezi întrebări care, practic, îi schimbă viața. Îl face să gândească cu adevărat. Spre exemplu, chiar astăzi am uh, analizat discursul lui Nicolae Ceaușescu din punct de vedere al limbajului uh, verbal, non-verbal și paraverbal. Și l-a plăcut extraordinar. Un, un elev chiar a început să limite. <laughs> Numărul 4. Inițiativă, implicare. Eu fix pe asta mă bazez. Poate nu sunt un profesor extraordinar, eu asta cred, 100%. Sper acum să nu mi retragă premiul. Nu, nu, sunt, nu sunt singurul care spune uh, în fișa aia de evaluare cum am, am scris, sunt într-un alt binișor. Da, de da. Foarte, da. Am scris, binișor. Eu, eu întotdeauna îmi iau calificativul minim. Eu îmi calculez în așa fel încât să fie minim inițiativă. Întotdeauna elevii trebuie să iasă în față cu proiectele lor. Eu am avut un proiect prin care elevii au luat interviu primarului, spre exemplu, oamenilor în care li s-a cerut părerea, am analizat diferite tradiții ale comunei Sohatu și așa mai departe. Această inițiativă, această patru caracteristică îl ajută în viața de zi cu zi. El când va ajunge la 30 de ani va avea inițiative, va fi într-o corporație și va spune eu proiectul ăsta vreau să-l derulez. Și al cincilea pilon, și asta lucrez, starea de bine a elevului. În general, când am venit eu în școală, elevii erau încorsetați. Spuneau că nu le place școala și se plictiseau. Eu am reușit să adorm un elev. Asta la început, să se înțeleagă la început, în prima lună. Dar după aceea mi-am dat seama că, urmând cei cinci pași, am reușit să-l dezvolt. Da, mi se pare foarte interesant ce spui și mai mult decât atât, să știi că, în mod mă rog, experiența mea din ultimii 10 ani, am interacționat inclusiv cu sisteme internaționale de învățământ, cum este cel al bacalaureatului internațional și, să spun cu toată onestitatea, am recunoscut în ceea ce ne povesteai mai devreme elementele esențiale ale sistemelor de educație din alte țări. Și iată, până la urmă îmi dau seama că nu, nu un, sistem, un sistem anume e cheia succesului, cât mai degrabă, iată, cred, esența asta a bunului simț didactic, o chestie care probabil îți vine instinctiv. Simți că așa trebuie făcut cu copii și nu, te, nu, nu, rămâi încorsetat în fișa postului, în regulamente nu știu de care. Simți că lucrurile astea pe care le faci cu copiii sunt exact ceea ce trebuie. Și apropo de fișa postului, să știi că citeam undeva un lucru, m-a impresionat că faptul că la, în momentul în care ai ajuns la școala din Sohatu, ai, ai efectiv clasa, ai dat cu glete, ai apucat de, de, curăt, de fă, să arate clasa bine. Asta m-a impresionat. Cum? cum de, de ce ai făcut asta? Că nu, nu scrie în fișa postului, n-ai nicio obligație să faci asta. Știu, în, în momentul ăsta pot să jur, că să nu știu câți colegi care ar spune că n-aș face așa ceva pentru nimic în lume. Tu de ce ai făcut-o? Din dragoste și pasiune față de meserie. În primul și în primul rând, după cum știi și tu, elevul are nevoie de un mediu propice. Și dacă mediul acela are lacune comuniste, nu se dezvoltă. Așadar, eu am obținut împreună cu conducerea și împreună cu mai multe organizații, am obținut finanțare, dar n-am obținut și banii necesari pentru a plăti un meșter. Și am zis, ce poate să fie mai atât de greu să dai cu glet? Era extrem de greu. Doar că am făcut asta, fiind ajutat și de părinți, o parte din părinți m-au ajutat, au montat parchetul, eu am dat cu glet, am dat cu lavabilă, și văzând asta, elevii au cerut să facă și asta și au, au, venit în sprijinul nostru al profesorilor. Și împreună la final, spre exemplu acum în iunie și iulie, la final de iunie și început de iulie, fix asta vom face, vom da cu lavabilă. Pentru că având un mediu propice dezvoltării, te poți dezvolta. Eu nu consider că în viață contează foarte mult gena, ci contează mediul respectiv. Și dacă tu ai un mediu propice, te poți dezvolta. Da. Uh, iată, ăsta, Cosmin, trebuie să-ți mărturisesc că mi se pare un exemplu excepțional de, de uh, profesor și comunitate. Iată, pentru că, David, ne, ne povestește aici și de părinți, de profesori, de comunitate educațională, care a înțeles că nu mai stăm să așteptăm să vină, să ni se dea, să ni se facă. Au pus mâna și au făcut ei acolo. Cred că este un exemplu foarte bun și pe care cred că, uh, dacă l-am vedea cumva extins în, în toate școlile din România, cred că multe lucruri s-au schimbat. Uh, de alt eu sunt, uh, nu știu, sunt uh, avocatul principiului că în schimbarea asta și reforma de care, tot, de care tot vorbim e la un pas de noi. Adică dacă facem noi primul pas și cred, sunt foarte multe lucruri pe care le putem face. Noi ca profesori avem o autonomie de care uneori poate nu suntem conștienți. Avem libertatea de a face foarte multe lucruri. Și e prin autonomia asta din sistemul românesc e printre cele mai mari din sistemele de educație din lume. Autonomia profesorului și autonomia școlii din, din România. În sensul de puterea pe care o au în comunitate și lucrurile pe care le pot face în clasă și în afara clasei. Exceptând partea de programă și așa mai departe, discuțiile astea uzuale și curente, dar autonomia în sistemul din România e foarte mare, dar într-adevăr, așa cum menționai și tu, ea trebuie și accesată și folosită, care e, cum să zic, la un pas distanță, să-i spunem. Și cred că oricum trebuia să începem cu poveștile lor, nu cu prezentarea proiectului, pentru că sunt mult mai relevante despre esența meseriei de profesor ce face un profesor dedicat și pasionat, așa cum sunt mulți din punctul nostru de vedere în România. Estimările noastre că undeva la cel puțin 10-12% dintre profesorii din sistem sunt în zona asta de, de vârf, iar când zic vârf, nu mă refer la performanțe olimpice sau super rezultate de top, ci performanțe și în afara clasei lor, performanțe în progresul copiilor, elevilor, în cultivarea educației de calitate și așa mai departe. Și despre asta e, despre a Deschide orizonturile de învățare ale copilului, de a strânge comunitatea în jurul școlii, și așa mai departe, mai mult decât despre conținuturi și, și alte da, cele. Exact. Așa cum ar trebui să se întâmple în mod normal. Mai am o întrebare pentru David, pentru că am fost și eu la fel de preocupat, cum am observat că ai fost și tu în, ultima, în ultimii doi ani, de instrumentele digitale și am văzut că ai reușit să, ai reușit să pui pe roată acolo niște proiecte excepționale. Interviurile de care spuneai tu, vlogul de care povesteai că l-ai făcut împreună cu copii. și eram curios să te întreb cum vezi digitalizarea în învățământul din mediul rural. Asta în contextul în care știi că lumea are așa o oarește reținere față de uh, utilizarea tehnologiei la clasă, când vine vorba de școle de la țară, cu atât mai mult, nu există, domnule, nu se poate, nu avem, nu, nu facem, mai pe scurt. Tu cum ai reușit? În primul rând urmează să fac vlogurile educaționale, încă nu, este un proiect uh, pe care vreau să-l derulez. Cum am făcut asta? În primul rând, în faza inițială, eu vedeam totdeauna aspectele negative ale meseriei mele și credeam că nu fac niciun impact pozitiv asupra elevilor. Apoi mi-am dat seama că dacă vrei într-adevăr ceva, faci. Eu a trebuit să trimit o groază de mail-uri la mai multe organizații și în cele din urmă am reușit asta. Noi avem un laborator modern pentru. Uh, un laborator scuze, un laborator mod, modern de informatică și am reușit acest lucru deoarece am observat schimbarea elevilor. Ei rețin mult mai ușor utilizând diverse gadgeturi. Eu le trimit întotdeauna tema pe WhatsApp, spre exemplu, și ei au de făcut lucruri digitale. Și, cu, uh, și fac asta prin puterea exemplului. Colegii mei au văzut că se poate și împreună derulăm diverse proiecte. În regulă. Aș fi vrut să te mai întreb cam care sunt planurile tale de viitor. Eu acum iar gândesc ca un Seamnă profesor că tradițional. Eu mă, gândeam, eu mă gândeam la titularizare, la grade didactice. Intenționez să rămâi la catedră, nu? Și... Eu îmi doresc asta din tot sufletul, chiar mă văd făcând asta pentru totdeauna. Pentru că, din punctul meu de vedere, mi-am ales uh, modelele. Elevii sunt modelele mele. Eu am uh, o elevă pe nume Sara, care este absolut genial. Este mult peste mine. Și în momentul în care am observat că ea scrie extraordinar, efectiv mi-au dat la când am citit ce anume a scris. Și uh, n-am cum să nu trăiesc asta zi de zi și de asta voi rămâne la catedră. Și exact cum am, cum am zis anterior, plănuiesc să mă căsătoresc. Bun, dar în afară de asta, pentru mine important, cum a zis și Cosmin, nu sunt gradele, nu sunt dosarele cu șine, important este să te simți tu bine în pielea ta. Recunosc că, deși nu am făcut asta la început, eu acum mă simt ok, acceptabil uh, cu mine. Și nu depinde foarte mult o hârtie, că asta nu te ajută la nimic. Contează rezultatul, contează elevii respectivi. Doresc tare mult să-ți păstrezi entuziasmul ăsta și pe viitor. Betty, <gânt> aș vrea să te rog și pe tine, uh, într-un minut, să ne spui care sunt planurile tale de viitor și dacă intenționezi să permanentizezi colaborarea pe care o ai cu uh, uh, această asociație care a dezvoltat Școala de Spital și cum vezi tu așa următorii ani. Bine, acum e școala formală, da? Și e clar că voi continua, că respir asta. Da. Ce mă interesează? Mă interesează chiar să contribui și sunt sigură că o să contribui la dezvoltarea ei la nivel național. Că de fapt asta mă interesează. Dar ca să fiu în continuare acolo la Institutul Clinic Funden și la Institutul Oncologic, clar o să fiu. Și nu numai să stau da, și să lucrez cu ei la matematică și, și împreună cu părinții și pe relația lor. Deci, pur și simplu, să le fie un pic mai bine. Cosmin, eram, eram curios să știu cum reușești să duci mai departe experiența, expertiza, valorile în care cred acești profesori, să duci mai departe. Pentru că mi se pare un lucru foarte bun faptul că, iată, este organizată Gala Merită în fiecare an dar uh, cred că lucrurile, ideile uh, și experiențele despre care povestesc, iată, Betty și David ar trebui să ajungă în cât mai multe dintre cancelariile din România ori lucrul ăsta cred că se întâmplă mai dificil printr-o gală uh, și vreau să știu dacă uh, aveți uh, în proiectul vostru activități, evenimente, întâlniri cu cât mai mulți profesori în care, iată, oameni ca David și Betty să ajungă în, în mijlocul lor și să le transmită entuziasmul ăsta față de educație și lucruri Așa e și mulțumesc pentru întrebare, Marcel. În primul rând, și prin contexte de genul ăsta, adică și prin aparițiile media, reușim să le ducem poveștile mai departe. Povești pe care noi le documentăm la momentul selecției și sunt disponibile pe, pe site-ul nostru, pe merito.ro, toate cele 81 de povești ale profesorilor premiați până acum. Apoi spuneam că, de fapt, Gala e punctul de început al relației noastre, pentru că, mai ales în ultimii doi ani, de când cu școala online și bă, toate lucrurile aduse de pandemie, intervențiile noastre pentru profesori au accelerat, în sensul că avem aproape săptămânal deja webinare de învățare pentru profesori, adică ateliere în care profesorii din comunitate își duc metodele practice mai departe către, alți, către alți, alte mii de profesori din toată țara și de care ne bucurăm, plus evenimente informale cu invitați sau pe diverse teme, tot așa pentru, pentru cadre didactice din toată țara, inclusiv evenimente de o zi și așa mai departe. Și, în primul rând, pe pagina noastră de Facebook sunt toate disponibile, dar noi ne-am propus ca până în 2030 să atingem la un nivel transformațional, să-i spunem 50.000 de profesori din România, pentru că asta e cifra și, de fapt, masa critică necesară pentru a rostogoli un bulgare de neoprit, astfel încât um, număr, acest număr minim să fie atât de determinați în sistem ca lucrurile și schimbările alea despre care tot vorbim să se și întâmple. Îmi doresc tare mult să reușiți lucrul ăsta. Uh, Betty, David, Cosmin, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi aici în Piața Victoriei la Europa FM. Dragi prieteni, observați că iată, avem profesori valoroși în sistemul de învățământ. Rămâne doar să, să, să învățăm de la ei, să, să, să ni ținem aproape, pentru că iată ceea ce înseamnă performanță didactică, nu e neapărat în interiorul unui bibliorast sau dosar, cât mai degrabă în sufletul și în privirea oamenilor de lângă noi. Vă mulțumesc tare mult, ne reauzim marțea viitoare, o seară de milioane. Piața Victoriei la Europa FM.